Salut! Îl avem lângă noi pe Cristian Dan Alexandru, campion la alergare montană. Abia a venit de la ultima lui alergare, un ultramaraton de 84 de kilometri și ne-am gândit că ar fi frumos să-i luăm din nou un interviu. Salut, Dani! Salutare! Ce poți să ne spui despre ultima ta tură de alergare? Unde ai concurat și ce a însemnat asta pentru tine? Păi, mi-am dorit de foarte mult timp să particip oficial la un ultramaraton, iar ocazia s-a evit la campionatul național de ultramaraton montan, desfășurat la Șuncu Iuș, Bihor, unde am avut de alergat 84 de km cu 3850 diferență de nivel. Super interesant, bănuiesc că a fost foarte solicitantă tura aceasta. Da, cum am spus și din postările pe care le-am făcut pe rețelele de socializare, am plecat rezervat, nu am plecat cu foarte mare viteză, fiindcă la asemenea curse nu neapărat viteza contează. Contează cum îți gestionezi tot efortul, inclusiv hidratarea și partea de mâncare, pe tot parcursul traseului. Da, deci practic este foarte important să termin cursa, nu să începi foarte în forță la început, ca apoi să nu mai reușești să atingi finalul. Trebuie să fii calculat. În principiu trebuie să mergi constant, trebuie să bei și să mănânci la fel de constant. Să nu uiți de lucrurile astea. Și pe ce loc te-ai calificat? Păi, în cadrul campionatului național de ultramaraton m-am clasat pe locul 6. La general, pe locul 7, fiindcă campionatul național a fost organizat în cadrul concursului Primavera Trail Race. Așa, și am ieșit campion național cu echipa clubului de la CSM Cluj-Napoca. Club din care fac parte. Te felicit, domnul Dani. Mulțumesc frumos. Din păcate, nu mai știu ce să-l întreb, pentru că eu deja m-am obișnuit cu toate aceste realizări ale lui. De foarte multe ori l-am avut lângă mine, în ture, cu bicicleta și știu cam ce poate. Dani, vreau să te mai întreb cum vezi tu viitorul sportului în orașul Bușteni sau cum s-a dezvoltat până acum sau ce viitor are în acest oraș? Și dezvoltare, sunt dezamăgit și sunt dezamăgit în primă fază pe autorități, pentru că există talent și asta o voi spune întotdeauna. Sunt copii cu potențial maxim care ar putea concura la nivel național, internațional, etc., chiar și mondial. Ca fapt divers, tu ai promovat de atâtea ori mulți copii, printre care și pe mine, excluzându-mă pe mine, dându-mă la o parte. Avem la lupte greco-romane vreo doi copilași pe care i-ai promovat, din câte știu. Da. Așa. Ski alpinist Caraimanu, care promite la fel, chiar și pe parte de alergare montană, trail. Fotbalul e de când m-am născut eu. Deci, sincer, m-am și plictisit de el. Dar, din câte știu eu, ski alpinist Caraimanu are un pic de susținere din partea autorităților. Da, oarecum. Se poate și mai bine. Îți spun eu din punctul meu de vedere ca și sportiv, profesionist. Tu cunoști mai bine situația. Se poate și mai bine. Se poate și cu cât se poate mai bine, copiii observă treaba asta și automat vin și performanțele. Clar. Unde sunt finanțări puternice, există performanță. Altfel, copiii nu sunt motivați. Nu va exista niciodată motivație dacă tu nu le oferi ceva copiilor. Dacă copiii vin cu bani de acasă, așa, nu o să ai performanță. Și mai precis, ce mesaj ai vrea tu să transmiți pe această cale autorităților? Apucați-vă de treabă serios pe partea asta cu sport, că e grav, e păcat. Păcat de orașul ăsta, chiar dacă este un oraș micuț, sunt talente, sunt observabile, nu mai plecați capul și nu vă mai faceți că nu le vedeți, că sunt. Sunt prezente la tot pasul. Ei stau închiși, ei ce ar putea să facă? Voi sunteți cei care le-ar putea da șansa de a ne reprezenta orașul pe mai departe, la nivel local, național și internațional. Da, ai perfectă dreptate. Ok. Îți mulțumim mult pentru această părere sinceră. Da, sper să nu se supere careva. Este părerea mea sinceră și adevărată. Este părerea ta din punctul de vedere al unui campion. Dacă ar fi să o spun cât mai sincer, scuze că dacă m-ai provocat acum la această întrebare și așa, și poate mi-atrag ură sau așa, oricum sunt urât. Sau, na, oarecum când mă vede lumea pe stradă, anumiți oameni întorc privirea, nu contează, se știu ei care, așa,
o spun din toată inima, fiindcă mă doare sufletul să-i văd pe copii, chiar mă doare sufletul și să nu pot face nimic pentru ei. Și asta am spus-o de câte ori, de fiecare dată când cineva m-a întrebat pe mine și așa, cum văd viitorul sportului sau anumitor activități sportive la noi în Bușteni, stăm cam slăbuți. Eu sper să se rezolve treaba asta și să fie o acea trezire, nu știu, acel boom, așa fiindcă există. Există potențial, există muncă, deci vă repet, unde există finanțare puternică, există și muncă din partea copiilor. Unde nu există și este sărăcie, adică oarecum sărăcie, n-ai, copiii vor pleca pe alte drumuri în viață. Deci, practic, nu există performanță, nu va mai exista performanță dacă copiii nu primesc ceva în schimbul a ceea ce prestează. Da, și nu la asta mă refer nu neapărat în campaniile electorale. Trebuie promovare non-stop, trebuie ajutați non-stop. Da, păi, na, asta este normalitate. Nu promitem stadioane, nu că astea sunt de domeniul fantasticului, pot spune. Cu chestiile astea am fost vrăjiți mult timp și, na, să fim serioși, nu o să se realizeze prea mult. Da, din păcate orașul Buseni stă destul de prost la toate domeniile, nu doar în acest domeniu sportiv. Nu intru în alte, nu fac politică, da. Nu intru în alte aspecte. Mai pe scurt și direct, că începe și ploaia și nu vreau să așa, treziți-vă conducători, treziți-vă cei care faceți parte din comisii sportive, nu știu, treziți-vă că suntem vai mama noastră. Și avem potențial, asta. Eu asta încerc să trezesc. În orice fac, că alerg pe ploaie, că lumea mă face nebun, că alerg pe ploaie, pe ninsoare, pe așa. Treziți-vă, că e păcat. Nu eu, eu n-am nevoie de ei. Sunt copii care stau și așteaptă, bă, sunt și eu sportiv. Ce? Am auzit chiar și de la secția de fotbal. Da, dar eu îmi iau echipamentul din banii mei, nu sunt ajutat de ei. Doar cu numele, că reprezint ăla. În rest, mama și tata mi-a luat echipament. Treziți-vă că e păcat. Există plus valoare, plus talent. Dar trebuie investit. Ce să mai adaug? Ca și, na, depinde la ce te referi, că ce ai mai vrea să mai adaug. În sensul cum s-a desfășurat cursa sau, da. Na, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, na, clar, nu sunt foarte mulțumit de ocuparea mea. Se putea și mai bine, clar. Întotdeauna se poate mai bine, dar sunt un pic pretențios la partea asta și mai am de muncit. Da, dar este primul tău... Este primul meu ultra, oficial, deși am mai făcut astfel de... și cu tine am mai făcut, da, distanțe lungi. Așa, sunt pretențios în ceea ce privește treaba asta cu ultramaratonul și mai am de lucrat, evident. Așa. Și data viitoare, anul viitor, îmi propun să fiu un pic mai sus în clasament. Dar azi, după acești 84 de kilometri, cum te resimți? Na, ai văzut și tu cum mă resimt când am fost în oraș. Am văzut că urci pasare la mai greu. Destul de ok, mă așteptam să fiu mult mai flaușat, să zic așa, cum îmi place mie să zic. Adică destul de bine mă mișc la picioare, cu o ușoară febră musculară în partea aceasta, dar în rest e ok. Din informațiile tale, ai idee, în orașul Buseni există și alți astfel de campioni sau sportivi care fac același sport ca și tine? Oarecum, a început acum să mai răsară, na. Deosebi se pun bazele pe aici, fotbalului și cam atât. Deci se știe în zona asta. Ne bazăm doar pe fotbal. Fotbal, sunt băieții de la ski alpinist care e Manu Bușteni, care fac o treabă excelentă și sper să continue pe mai departe cu activitatea lor și cam atâta. Pagina Orașul Bușteni te felicită și te susține cât poate de mult, măcar așa, prin aceste scurte filmări și interviuri. Cam atât pentru azi. Ne-a făcut o deosebită plăcere să-l avem astăzi lângă noi pe Dani și așteptăm rezultate în continuare. Succes, Dani! Mulțumesc frumos! Mulțumesc!